Coada de păun. Da. Păunul în floare, coada desfăcută, e înflorit totul, da. Coada de păun strâns, am mai zis. E pasăre divină, e, da, bă. Așa. Nu știu ce veni acum, clar, informația care vine. Ok. Eu când zic clearul vindecă informația care vine, o curăț, da? Și la cel care se uită, se curăță informația, da? Dominouă. Informația, pornit, ok, informația, nu, ce-mi vine mie, da? Ție-ți vine informația ta, cel care se uită, înțelegi? La tot ce ai de făcut pe ziua de azi, să zicem, prin ce ai de trecut, să vezi ce e un fel de, nu că e adevărat sau corect, că amândouă sunt bune și corect și necorect. E drumul tău, e drumul meu, da? E cunoașterea. Dar cât de cât să înțelegi un fel de, te zăpăcește ce ți se întâmplă sau ești acolo unde trebuie să fie. Ai înțeles ce am zis. Bun. Da, m-am încălzit. Acum se transformă. Bun. Super. Dar, doamnă, nu vă puteți da jos puloverul înainte de înregistrare? Faceți striptease aici? Da, da, cred că... Nu, nu știu ce a fost, dar în capul meu. Mulțumesc de atenționare sau atenție, da? Da, am pornit pe cai mari, să zic, și mi-a tăiat drumul o pisică care a nimerit în ploaie. Ok. Bun. Da, era ceva important. Dar îmi deschid cărțile acum, da. Curăți acum 9 de săgeți în toate direcțiile, în jurul tău. Ești numai săgeți, clirui, vindeci. Ai observat că omul își dorește doar informație pozitivă și dacă cineva transmite experiență personală, da, da, la judecata, n-a vrut, da, trimiți tu energetic din tine, da, e pregătit programelul înăuntru și în afară, un fel de judecată, da, justice. Și interjecție parazitară, da? Da, 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 ok, ok, iar. Și se rezolvă referitor la informație pozitivă și negativă. Pozitivă și negativă merg împreună. Când vrea cineva să transmită informație pozitivă, omul ascultă, e fericit și e și trezește în el partea negativă. Da? Cumva merg motorașele și așa trebuie să accepți. Da?
când primești informație negativă, nu vrei și închizi repede. Și n-apucă să se deschidă cea pozitivă, înțelegi? Și atunci informația trebuie să o accepti, să o primești, să o găsești la coach-ul tău, la ghidul tău, să zicem, dacă îți place să ascolți niște înregistrări, să aibă un pic și. E observat câteva zile în urmă, au pornit fetele cu ghiocul, un pic așa, un pic așa, un pic simți că parcă e despre tine, spune despre cineva și aia o să nu știu și simți, domnule, zici că e despre mine. După aia simți, o să îi se întâmple foarte bine la nu știu care și nu știu ce. Și iar simți despre tine, știi? Pentru că sunt energiile care arată cu degetul doar la tine. Știi? Tot ce se întâmplă. Înțelegi ce zic? Da. Și orice informație ar veni cu două zile în urmă, dacă n-ai simțit-o, ai să o simți. E ca și cum doar despre tine. Și zici, ce Dumnezeu, cineva aruncă în mine, nu știu ce și nu știu cum. Da, bun. Hai să facem un pic, da, săgeți. Iarăși. Da, săgeți. Și era răsturnată, da? În oglinzi. Și puterea. Da? Ați deschis puterea, uite, săgețile. Ați deschis puterea. Se deschide puterea ta, forța divină din tine, da? Un pic faci liniște în căpșură. Nu uita, ești sar dintr-o lume în alta, da? Știu că sună ciudat poate pentru cineva. Bine, pentru cine sună ciudat, nu se mai uită. Ai văzut, la un moment dat au rămas 2-3 care se uită. Da, din nu știu câte sute de catarge. Ok. Luăm paralele. Ce înseamnă? Nu uita. Într-o lume, accepți asta și după aia se clearuiesc și așa. Și vezi ce se întâmplă, de fapt, ce înseamnă lumea paralelă. Azi o înțelegi așa. Ieri, într-o lume paralelă, cineva avea și-a cumpărat, a intrat în rate și a cumpărat o mașină, da? Când erai, să zicem, căsătorit, căsătorită și tu nu aveai din asta de conducere, permis de conducere, conducea soțul, da? Și a intrat în rate, ai cumpărat mașina, ai sărit în altă lume, mașina te-a ajuns din urmă, tu n-ai permis de conducere, cu cine rezonează. Dar mașina a venit, ți-a fost adusă, un fel de, să stai să plângi aici, pentru ce am cheltuit banii, nici nu-mi trebuie că merg pe jos, da? Ei, mașina asta pe care o vezi, care te chinuie, te macină așa, e cumpărată, a intrat în lumea asta, e cumpărată de altcineva. Să zicem, rudele tale sau vecinii și s-au rugat să țină la tine în fața porții că au plecat nu știu unde, da? Să zicem, în altă țară lucrează și mașina n-au cum, da? Și au zis, măi, ține-o la tine aici în fața porții să fiu eu liniștit, că ceva de genul. Deci mașina nu mai e a ta, chiar dacă seamănă și numerele de matriculare sunt ale tale și tu le vezi, amintirile te iubesc, da? E culoarea mașinii, pam, deja ți-a apărut toată amintirea ta, da? O ții în lumină până se dizolvă. Ai să vezi pe parcurs cum se schimbă și numerele, pentru că a sărit dintr-o lume în altă mașina, da? Sau n-a fost niciodată a ta. A fost zâza bâza, tu ai crezut că tu ai mers, tu ai cumpărat-o, tu ai intrat în rate. De-aia la un moment dat cineva are rate mari de plătit, da? Și cineva are 2 lei acolo de plătit pentru că, da? La bancă. Spațiu. Acolo ești. Ții în lumină și se dizolvă. N-ai treabă cu lucrurile tale, nu mai sunt ale tale.
Dacă omul crede că stă în energia lucrurilor tale, să zicem, scaune ai luat sau ceva și apar în lumea asta și tu zici, oh my God, e energia mea, îi vindecă, îi healuie și cine știe ce mi se întâmplă. Nu. Nu mai sunt scaunele tale. Scaun la cap, da. Nu mai sunt scaunele tale. Nu mai sunt. E în lumea asta, ai nimerit în altă lume unde omul și-a cumpărat scaunele, da? Tu ai ale tale numai scaunelele care sunt și scaunelul care, să zicem, de la vecini, de la ai tăi, da? Îți aduce și zice, uite scaunul ăsta, dacă vrei, ia-l. Nu că-i dacă vrei, ia-l. Sau uite, dacă vrei termosul ăsta, ia-l. Că ăsta e al nu știu cui. Nu, ăsta e termosul tău, ți se întoarce ție. Nu contează cum e, cum arată. Ori e ceva ce ți-ai cumpărat, dar omul îți aduce, se simte cu musca pe căciulă, că a luat sau a fost în energiile alea de răscruce și a crezut că e a lui, a ei, da? Și tu, la rândul tău, îi dai omului ce nu e a tău. De-aia te duci, ba, mâncărică îi dai, ba, nu știu ce, un fel de... Am luat, știi, plătești pentru un produs și iei trei, da? Și zici, domnule, e prea mult pentru mine, înțelegi, dar omul nu mai vrea să ia. Că-i frică, că-i, da? Și vezi cum se întâmplă și ce faci. Altădată te uiți de două ori la produs și nu cumperi dublu, să zicem, da? Pentru că nu e pentru tine. Câinele la fel. De ce câini, două câini cumpărai înainte? Pentru că... partea asta. Pentru că era pentru tine și pentru, da, în viața trecută, pentru tine și pentru soțul tău, să zicem, sau familia ta câți erați, cumpărai cănuțe. La un moment dat, patru pahare cumpărat, adu-ți aminte, când ai fost în familie, patru erați. Da? Nici pe departe nu era familia ta. În 3D ați fost numai doi, chiar dacă ai avut copii, ai avut părinți, erau în alte locuri, în alte orașe, în alte, da? Și tu în familia ta erai doar tu cu soțul, să zicem, da. Ți-au ieșit 10 de bănuți. S-au răsturnat 5 de cupe și ți-au apărut 10 de bănuți. Da? Erau așa, 10 de bănuți și 10 de bănuți au răsturnat 5 de cupe. Și ai 10 de bănuți și 5 cupe. Înțelegi? Ai vrut bănuți? Ți-au apărut 10 de bănuți. În schimb, 50-50 la cupe. Știi? Nu mai sunt împlinită, nu mai sunt... Pentru că mi-am dorit, nu știu, așa, cumpărat... Știi ce zic? Umble la canalele tale de orice, înveți cum să umble, da? Ieri te-ai plimbat prin magazine, zi, adu-ți aminte, care cum cu cine rezonează, că e sărbătorile, că te-ai plimbat prin magazine și n-ai cumpărat nimic ieri, adu-ți aminte, nimic. Ce ai cumpărat? Condiment, bine aminte aici în Sătuc și mi-ai luat ceva, un lapte, cred că. Dar așa, în oraș, te-ai dus și n-ai cumpărat nimic. Ai luat numai ceva, un briculeț de condimente. Da? Când ai mai făcut tu asta? Tot timpul intrai cu căruțul plin, dar înapoi în viitor, când intrai cu căruțul plin, ieșeai din magazin un căruț plin. Da? Dădeai la bani și acum ce a fost? Ce s-a întâmplat la magazin ieri? Ia, dar nu-ți aminte. Ia-mi adu-ți aminte, da. Tot timpul cumpărai, îți plăcea brie sau brânzica aia de mai este brie și încă una așa micuță, rotundă, camembert, așa. Nebunită, cumpărai trei de un fel, trei de altul, da? Să fie în frigider, fiecare dimineață să ai la cafea, să nu știu ce, nu aveai timp de altceva și fugeai la servici, așa era, adu-ți aminte. Ce e cel mai bun și ce și mult să fie, să nu faci pe o săptămână, să nu-ți ai grijă la ai sau n-ai în frigider.
Și ieri te plimbai prin magazin pe la Brânzeturi pe acolo și era o mamă cu un copil. Și ai stat și te-ai uitat și mama cu copilul s-a uitat. Un fel de, dacă nu iei tu, ia altcineva. Se cheltuie bănuții, se umblă la canalul banilor în altă familie. Da? Tu nu ai nevoie, tu ești împlinit, n-ai nevoie. Tu... De aia fii atent nu la mâncare care o cumperi acum, mag ce ești, ci la lumea din jur care stă în fața raftului ce să cumpere. În altă viață erai tu. Tu cu copilul umblai și știi? Cine are copii, cine are familie. Ai stat și ai zis în gândul tău, nu, n-am nevoie. Chiar dacă nu aveai așa brânzică în frigider, ai malt, nu știu, cașcaval de altfel, să zicem, da? Și zici, nu aveai nici... Nu era a tău, nu e a tău. Nu ție ți-a plăcut așa ceva. Și ai înțeles că nu și faci... Dai să pleci și vezi cum mama se apleacă, mama cu copilul, da? Mama deschide chestia aia de, da, frigiderul și ia o brânzică și a doua. Și când pleacă, copilul se întoarce spre tine, dar e cumva, dacă ție înainte ți se părea că e distorsionat, nu. Nu erai pregătită că și primeai informația ca distorsiune. Și lumea ajunge până acolo unde primește informația ca distorsiune. Și mai departe nu se deschide. Ori nu e distorsiune, e lumea de dincolo. Se dă vălul la o parte un pic. Ai senzația că ceva se întâmplă, ceva nu e ok. Ei, asta e lumea de fapt. Obișnuiește-te să o vezi așa. Și pleacă mama cu copilul și copilul se întoarce înspre tine și are așa un gest de, zici că e o bestiuță acolo, da? Și zice, cum ai zis? Acum am și eu așa ceva. Știi? Ca și cum în tine a fost ceva ce te-a deranjat și, nu, și te-a ținut din viteza... din roata vieții, da? Viteza roții vieții, în sensul cel mai plăcut mod să-ți vezi de viața ta și să o trăiești, înțeleg? Wow! Ai rămas! Da? Cam așa o să ți se arate lumea. Dacă urci în vibrații și în lumină, a? Cum ți se pare? Lasă fricile, am auzit ce ai zis. Și dacă... Da? Nu contează. Orice ai să vezi nu e distorsiune. Da? Ai urcat în vibrație, în lumină, în... nu mai e distorsionat. E... Vezi pe... Ai darul de a vedea. Da, ai răsturnat... Ai răsturnat ceva în... Da? Ce venea spre tine. Și dacă în 3D era... Magii aruncau de pe unul pe altul, aruncau și nu. Magul urca în vibrații, urca în lumină și tot ce era zăzăbâză, muștele alea care arată că omul moare, da? Ce povesteam eu. Zboară în alt loc unde le e comod, unde le e comod, în familia aia unde... Tu n-ai cum să ții energiile, nu există rele, bune, energiile, toate sunt, omul urcă în vibrații și se scutură. Și nu răspunzi de, uite, aici nu răspunzi de ce se scutură. Și atunci lumea intră în curățare mod, în transformare mod și se schimbă. Și încă o dată, lumea în lumea lor e fiecare, în lumea personalizată, e bine, nu e bine, nu e treaba ta. Tu urci în vibrații ca mag, compasiune dacă este, simți. Da? Dacă nu, înțelegi că e holografic, că și asta trebuie să fii tot timpul să fii rănit aici, să simți omul și să suferi și să, da? Ți se face holografic cumva. Aia era că cineva a deschis canalul sintetic să se întâmple lucrurile. N-ai treabă. Ești magul care acceptă și una și alta, da? Și dacă nu e nevoie de canalul sintetic, te-a susținut până nu știu unde, ca să nu bliduie inima, să nu sângereze, și acum se închide canalul sintetic. Nu ai nevoie de informația sintetică a lucrurilor, da?
o primești totul cum ești tu bio și ai înăuntru tău bio, ai ceva sintetic în tine. Nu. Și atunci nu se proiectează canal sintetic în afară să ți aducă nu știu ce informație sintetică sau falsă, așa, sau falsă. Nu mai. Se închide canalul sintetic. Da, uite cum plânge. Da? Pasărea plânge și le plânge în cupe. Gata, a sărit, nu mai e. Și omul bea din cupă lacrimile cuiva. Nu mai e, gata. Și-a mai sărit ceva. Da. Regina de cupe. Ce înseamnă regina de cupe în cărțile tale? În cărțile altora poate să însemne ce vrei. În cărțile tale, regina de cupe e aia care ține emoțiile în frâu. Nu special, nu, nu, întâi făcea exerciții, ținea emoțiile în frâu, ba, mă doare, ba, mă nu știu ce, ba, acum mă bucur, acum sufer, acum, da? Nu, le ține în frâu. În 3D se numea în cool state. Cineva a aruncat pe tine răceala și nu-ți pasă, da? Nu, ești regina de cupe, ții în frâu energiile, automaticale, înțelegi? Nu poți transforma lumea și proiecta dacă nu, da, simte, doare. Acum se transformă. Dacă nu ești un pic în un fel de să nu-ți pese, da? Trebuie să fie și, îți pasă și nu-ți pasă, le ai pe amândouă și e 50-50. Ăsta e 50-50, nu trebuie să dai cuiva 50-50. Sau cineva să-ți ceară de nebun energia, brusc, 50-50, a, vine energia, vine cineva în gândul lui, a ei, dă-mi ce e meu, nu. Cum dai ce e a lui sau a ei, cum dai? Uite cum ai fost ieri la magazin. Dar peste tot te-ai uitat, ai zis, ia să dau eu o raită așa, să mă uit la ce cumpăram de nebun, de nebună. Cu ani în urmă și ieșeam de fiecare, dar odată pe săptămână căruciorul plin, până nici nu, câteodată un cărucior jumate, așa ceva, de unde? Și în familie nu era, erați numai doi. Cu cine rezonează? Fantastic, uite, se furnică. Nu ai treabă. Așa, și acum îți vine informația, așa te pune să muncești, să faci bani, așa, bestiuțele, așa plătești pentru, în 3D așa era programelul și plăteai pentru fericirea în care trăiai și aveai fericirea. Nu era fericirea până la capăt, era limba scoasă și alergai la lucru, vineai acasă și căruciorul plin era fericirea. Da? Plăteai bestiuțele. Da. S-au apărut 6 de bănuți. Ai văzut. Plăteai. Și 4 îs la bestiuțe. O fel de, știi? Că te simți bine. Și umble. Acum primești numai să te simți bine. Da? Și n-ai nevoie de bani. Un fel de, știi? Ai acolo cât să... Da? Nu-ți mai faci griji. Nu-ți mai faci griji. Am auzit ce ai zis. Păi așa promovezi sărăcia. Nu. E, schimb percepția și e altfel. Și acum, din nicăieri, pot să-ți apară bani și așa și la un moment dat să te minunezi. În, adu-ți aminte, da? În câte zile? În câteva zile, nu? Într-o lună ai primit atâta bănuți, nu contează salar, pensie, care cum. Și într-un scurt timp ți s-a mărit salarul, da? Și la pensie la fel. Într-un scurt timp s-a adăugat, diferența e un pic, da? Un bănuț, un bănuț, un bănuț, un bănuț. Și nu înțelegeai, da? E lume paralelă. Într-o lume paralelă era cu... bănuții care aveai și brusc au urcat, până ai sărit în altă lume, ai fost la încrucișare de drumuri, s-a căcăit, s-a mărit treaba, a?
nici cum nu ți se deschidea, nici cum nu apărea, nici cum te-a ținut în transformare, în frică, în de unde plătesc aia, dacă nu mi se acceptă, dar dacă care cu job, care cu pensia, dar dacă nu se întâmplă, dar dacă pensia e mică, dar dacă salariul e mic care nu mă acceptă să lucrez, dar dacă, până ai sărit în altă lume și s-a rezolvat și a început să se adune bănuții ăia dintr-o lume paralelă care ți-a crescut brusc și îți crește. Acum în lumea asta ai să simți cum ți-au apărut bănuții și îți cresc. Dar tu ești mag și știi cum stă treaba cu bănuții. E un fel de... ai un tot întreg și din acest tot întreg, da? Vrei să te simți bine? Da. Vrei să fii sănătos? Da. Un fel de... da? Astea sunt programelele. După aia să vezi unde se dizolvă, se transformă. Și la un moment dat ai nevoie de, să zicem, mă simt așa de bine că mi-ar place să nu știu ce, să am și un bănuț, să nu știu ce, și ți apar bănuți, ai cumpărat aia, și bucuria, fericirea, ioc. Pe o clipă ai simțit, acolo e ceva, undeva au început iar să se ducă banii aiurea. Nu e aiurea, nu s-au dus niciodată aiurea. S-au dus unde ți-ai dorit, s-a împlinit visul, da? De vacanțe, de nu știu ce, dar la bucurie, fericire, împlinire, sănătate, s-a dus. De acolo s-a rupt. De unde să se rupă? Mi-a luat cineva energetic, Da, ai văzut cum îți ia, nu îți ia. Un fel de... când vrei să cheltui și să așa, am înțeles, în 3D, veneau spre tine energiile, tu cheltuiai, da? Și veneau spre tine energiile bestiuțelor, un fel de... se hrăneau din tine. Cum nu mai cheltuiai bănuți și aveai grija împlinirii bucurii, săreau din tine, dar tu nu știai, n-aveai darul divin să vezi. Ei, ieri la magazin ai văzut cum. Asta nu înseamnă că nu-ți permiți și nu cumperi și nu mănânci ce e cel mai culme. Tocmai mănânci ce e cel mai bun. Înțelegi? Faci un echilibru. Uite, înghit în sec și nu înțeleg de ce. Și n-am. Nu mi-e poftă, nu mi-e... știi? Bestiuța ta care te-a deranjat și te-a făcut să umbli de nebun, de nebună prin magazine, să-ți cumperi, să-ți faci zacuște, dulcețuri, să-ți umple aici, care să se strice. Era o bestiuță flămândă. Da? Care o ții în lumină până se dizolvă sau pleacă în lumea ei acolo unde se simte bine. Nu dai nimănui, nu arunci pe nimeni nimic, da? E urcat în vibrații, înțelegi cum e. Magii din 3D, nimeni n-a aruncat, urcau în vibrații și se curățau atât unde zbura, unde se simțea bine. N-ai nicio treabă. Hiker Priest. Acolo ești. Înțelegi cum stau lucrurile. Drum bun.